O vecină a aflat despre existența acestui proiect, a fost foarte bucuros și am rămas surpriș când am câștigat, nu credeam că o să câștigăm, am participat pur și simplu. Inițiatoarea proiectului a fost și este Minodora Cerin, care lucrează la acest proiect de nici mai mult, nici mai puțin de un an de zile. N-am dorit să vizăm o educare a publicului larg asupra patrimoniului cultural care ne înconjoară, să aducem în spațiu public această discuție și să punem problema spațiului pe care îl tranzităm către apartament. Pentru că spațiul urban s-a transformat, fie în bine, fie în rău, în ultimii 20 de ani, iată, spațiul locativ nu s-a transformat deloc. După cum puteți vedea, această scară de bloc a fost remodelată în spiritul locului unde este amplasată. A se vedea, suntem în centrul vechi, într-un bloc care reprezintă un paravan între orașul nou și partea veche a orașului, acolo unde, de exemplu, în curtea domnească, Vlad Țepeș emitea acel faimos document care reprezintă certificatul de naștere al Bucureștiului. În acest moment, băieții ar trebui să termine de plătit, de amorsat, de zugrăvit, după care vine partea de decorativ, respectiv partea de scenografie, unde vor interveni studenții. După proiectul nostru, ei vor face o interpretare artistică. Sunt studenți la pictură murală. Da, așa am ales. Trei sunt la pictură murală și una este studentă la arhitectură. Și sperăm să reușească să pună în practică toate ideile noastre construite. Cele două uși au fost înlocuite și i-am făcut cumva o căsuță și portarului pentru a comunica mai bine cu lumea. Palierul de la parter, primele două tronsoane de trepte și tot palierul de la etajul 1. S-a cosmetizat. Cu studenții va avea o primă întâlnire săptămâna care vine, la începutul săptămânii, gen marți. După care le voi da proiectul, ei îl vor interpreta și fiecare va veni cu interpretarea proprie. Suntem la proiectul Scara de Bloc în a treia săptămână de lucru. Astăzi îi vom cunoaște pe protagoniștii celei de a treia și de a patra săptămână de lucru, respectiv studenții care s-au apucat de partea scenografică. Îi cunoaștem pe rând. Cum te numești? Mă numesc Ciobanu Bogdan, sunt student la Facultatea de Arte Decorative și Design, iar eu mă ocup de un ornament ce face parte din perioada neoclasică. Așa, ne poți vorbi puțin de cromatică? Cromatica este tot la fel legată de această perioadă și avem un contrast complementar cu un fond ocru-galben. Noi, înainte de a începe să alegem culorile, ne-am înțeles cu toții. E vorba de patru studenți, fiecare are partea lui de proiect și cromatica a trebuit integrată în stilul clădirii, anul în care a fost construit, locul în care ne aflăm, respectiv piața Sfântul Anton. Deci, ca să nu fim condamnați, nu am putut să folosim culori foarte contrastante, gen galben, roșu, portocaliu, albastruri de mai multe tonuri. Așa că ne-am rezumat la niște culori de pământ. Cea de-a doua studentă este? Angela Busnariu, studentă la Facultatea de Arte Decorative și Design, la secția Artă Murală. Și Angela a ales, de fapt am ales împreună, să facem un mozaic. Un mozaic bazat pe aceeași cromatică. Un stil pompeian, ales preluat de la Pompei. Aici am și o schiță cu cum arată. Fiecare lucru. Da. Și e în lucru. E în lucru, da. Lucrăm cu un mozaic din ardezie și mai departe o să vedeți în săptămâna 4. Cea de-a treia studentă este? Mă numesc Alisa și sunt studentă la Graphic Design la Universitatea Națională de Arte. Se numește Alisa Arama. Ok. Și ești din? Sunt din Chișinău. Bine ai venit. Așa, deci avem studenți din exterior către noi. Bun, ea va realiza tot o parte de pictură murală, tot în aceleași cromatici, dar într-un alt stil. El fiind la murală, Bogdan fiind la murală, ea fiind la graphic design, da? Da. Va lucra într-un alt stil, mai exact?
Mai exact, transpun pe perete o interpretare a unei hărți a Bucureștiului vechi, dar într-un stil puțin mai modern, cu culori puțin mai vii, pentru a înviora puțin acest spațiu. Vreau să menționăm un lucru foarte important. Materialele au fost puse la dispoziție de către Radu Olteanu. Și acum ar trebui să trecem către a patra studentă. E puțin întârziat, așa că așteptăm, vine mai încolo. Avem la dispoziție maxim 4 săptămâni. Avem și noi un deadline ca toată lumea. Avem un buget delimitat, trebuie să ne amintim și de buget, din care zic eu că am reușit să facem destul de multe lucruri. Respectiv, în prima săptămână s-a început cu zugrăvelile, gletuit, șlefuit, amorsat, zugrăvit. În a doua săptămână de lucru la fel, s-au finalizat vopsitoriile, respectiv tot ce înseamnă lavabilă și vopsitorie uși, s-au montat obiectele de iluminat, ne mai rămân finisajele, respectiv de recolantat cele două uși de la parter, de adus perdelele, draperiile, o să avem și o parte de material textil care să mai ilumineze puțin scara. Și așteptăm să vedem picturile artiștilor. Cred că ar trebui să vorbim puțin despre toată partea de proiectare, respectiv de unde a venit ideea, care a fost prima variantă și care este a doua variantă. În prima variantă am vrut să ne legăm puțin de povestea locului, având în vedere că este un bloc situat în Bucureștiul Vechi, care face legătura practic dintre Bucureștiul Vechi și Bucureștiul Nou. El este un paravan, fiind situat exact pe colț. Ne aflăm în piața Sfântul Anton. Acest bloc are un istoric, dat fiind zona în care se află. Deci, ar fi trebuit cumva să ne legăm de neoclasic. După cum bine vedeți, ornamentele de pe pereți sunt neoclasice. Ne-am încadrat și cu partea de cromatică. Inițial ne-am gândit să ne legăm de meșteșuguri, respectiv de arta fierăritului, dar ne-am gândit că totuși s-ar putea să fim ușor condamnați, poate te duce cu gândul la perioada comunistă, la meșteșuguri și meserii, așa că am renunțat la prima variantă a proiectului și am dezvoltat ceva mai creativ, bazat pe foarte multă scenografie, pictură. Blocul este ventilat foarte bine, ușa de la intrare a fost deschisă constant, așa că toată partea de glet, șlefuit, amorsat și lavabil s-a uscat foarte repede și am putut merge în parametrii normali. Adică studenții au intrat în penultima săptămână de lucru, ei au la dispoziție practic, să zicem, o săptămână de lucru. Și credem că se vor încadra, nu-i așa? Da sau nu? Da! Da, nu există nu la acest proiect. Ne bucurăm foarte mult să inaugurăm astăzi scara de bloc, aici în Bulevardul Ice Brătianu, numărul 44. Cu această ocazie lansăm acest proiect pilot de remodelare a scărilor de bloc în București și sperăm pe viitor și în țară. Noi am început acest proiect pilot alături de o echipă minunată, alături de Oana, alături de Alexandra, în ideea de a face cumva o educare a publicului larg, în spiritul, în primul rând, în spiritul unei istorii a locului și a cunoașterii acestor repere care ne înconjoară. Ei bine, aici ne aflăm, după cum știți, lângă centrul vechi, adică lângă Curtea Domnească, unde cumva chiar Bucureștiul se năștea, și, evident, lângă Biserica Sfântul Anton, care este cea mai veche biserică care a rămas în picioare din oraș. Și, desigur, o componentă atât de importantă este aceea spațiului locativ, adică a spațiului pe care îl tranzităm de la spectacolul de teatru, de operă, diverse spectacole cu o înaltă ținută intelectuală, care ne duc până la urmă acasă. Și iată că până la acest spațiu privat care se numește apartamentul nostru, tranzităm acest spațiu care de multe ori nu ne face nicio plăcere să-l traversăm. Iată, acesta este de fapt un manifest că vrem să schimbăm acest lucru și că putem să îl încurajăm chiar făcând noi și astfel de
aceste lucruri. Alexandra, ne spui și tu câteva vorbe, te rog, despre ce înseamnă să fii designer pe o scară de bloc? Destul de complicat, dar nu e posibil. E greu să mulțumești 76 de apartamente, sperăm măcar că i-am mulțumit parțial și ne cerem scuze dacă am intrat în intimitatea lor foarte mult în parcursul acelor 3 săptămâni, aproape 4 săptămâni de lucru. Și sperăm să se simtă din nou ca acasă. Sau, dacă nu s-au simțit ca și acasă până acum, să se simtă acasă. Poate pe scurt care au fost pașii de reabilitare a scării de bloc, adică ce înseamnă proiectul și munca ta? Cred că ar trebui să începem prin a spune că acest proiect a fost început cu un buget dat. Este sponsorizat de administrația Fondului Cultural Național. Am avut alături de noi parteneri facultatea foarte important pentru mine, adică a fost un fel de mână dreaptă, Facultatea de Arte Decorative și Design, cu niște studenți în spate care se ascund foarte elegant pe scări. Am avut la dispoziție 4 studenți care ne-au ajutat în redecorarea a ceea ce vedeți. Ca start a trebuit să decopertăm toată partea de glet, respectiv câteva straturi de glet existente anterior. O zugrăveală, o șlefuire, ceva foarte clasic și mai departe totul decorativ. Și bineînțeles am recompartimentat ce s-a putut recompartimenta la parterul blocului, la parterul scării, respectiv în spate avem spațiul dedicat părții tehnice, respectiv a portalului. Aici nu exista această ușă, era doar un perete improvizat din PFL. În partea dreaptă la fel era o ușă din PFL. Acum sunt două uși de interior clasice, care conferă puțină căldură, spunem noi. Mai departe vă lăsăm pe voi să decideți. Și vă invităm să vedeți imaginile cu scara de bloc, așa cum arăta ea înainte de a fi remodelată. Deci suntem foarte mult, eu personal și mai mult locatari din blocul care am discutat, foarte mulțumiți de ce a ieșit. Este o scară personalizată, făcută cu gust. Acest proiect este finanțat de administrația Fondului Cultural Național.